Bună seara și bun venit la o nouă emisiune controversă. Astăzi îl avem invitat pe domnul Nicolae Popa, nu de mult uns director general adjunct la implementarea tehnică în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu rang de subsecretar de stat în Ministerul Agriculturii. Bună seara, domnule Bună Nicolae seara Popa. Și bine v-am găsit. Am rămas cu vechea, am vrut să zic bună seara, domnule deputat, dar nu mai e cazul deocamdată. Nu e târziu niciodată. Când? Da, corect. Cum, de cât timp sunteți? Nici nu... De 3 săptămâni și ceva. Și, practic, ce faceți? Spuneți-i și nouă, să știm cum să... Deci avem, eu zic că avem o responsabilitate extraordinar de mare. Pentru mine este o mare provocare. Da. Pentru că pot face ceva concret pentru județul Alba, pentru comunitățile locale, pentru primari, pentru oamenii de afaceri, pentru investitori care vor să absorbă și vor să accede acea de fonduri europene. Concret, anume ce? De pildă, noi gestionăm, am gestionat în perioada 2007-2013 peste 10 miliarde de euro. Bani care au mers pentru comune, în speță alimentările cu apă, canalizări, drumuri și alte obiective, cămine de bătrâni, cămine culturale și așa mai departe. Pe de altă parte au mers la investitorii care au solicitat fonduri europene pentru investiții și pentru afacerile lor proprii, care sunt foarte mulți la număr. Și bineînțeles că am avut în vedere și instalarea tinerilor în mediul rural, unde sunt enorm de multe cereri depuse și, bineînțeles, 141, susținerea agriculturii de subsistență. Deci o pleiadă întreagă de fonduri europene care vin să sprijine și să ajute, dacă vreți, la dezvoltarea agriculturii românești. Pentru perioada 2014-2020, perioada care o negociem acum anul acesta și anul viitor, avem de data aceasta aproape 12 miliarde de euro. Bani mulți, bani care vor ajunge tot în zona rurală, deci și la primării și la oamenii de afaceri din care desfășoară activitatea în zona rurală. Și bineînțeles că avem în vedere să eliminăm o parte din așa zisele greșeli, dacă vreți, care le-am făcut în trecut, să nu mai mergem pe 20 de măsuri sau pe 20 de activități, vrem să mergem numai pe activitățile unde am avut solicitări cele mai multe, care au fost acele măsuri și acele domenii de activitate care au fost cele mai atractive pentru fondurile europene. În asta concret ce faceți? În calitatea care o am eu, deci urmăresc toată implementarea tehnică acestor proiecte care solicită fondurile europene, practic evaluarea, selecția, contractarea, achizițiile și până la plăți, toate trec prin mâna mea, cum se spune. Deci eu semnez toate aceste documente care vin, pe urmă se dispersează și vin la beneficiari. De pildă, de când sunt de 3 săptămâni, iată că am avut satisfacția să semnez documentele, unele documente de plată pentru Comuna Rădești, să-și poată continua proiectul pe 3.2.2, e vorba de alimentări cu apă și canalizări la Rădești. Și ca să nu să aibă continuitate și să... M-au sunat și mi-au spus, nu revoltați, dar disperați, că le trebuie neapărat bani ca să poată să-și plătească constructorul și le-am semnat documentele, astăzi sunt în regulă și cu constructorul, pentru că ei trebuie să finalizeze deja lucrările pentru măsura 3.2.2. Urmă, la Unirea, iar am semnat, tot așa în regim de urgență, documentele pentru a începe execuția la măsura 3.2.2, unde au alimentări cu apă și canalizări în două localități din Comuna Unirea, și a rămas în discuție, unde am ceva probleme mai delicate, ca să spun așa, Comuna Șugag, unde acolo trebuie să așteptăm un pic, eu știu, vreo luni de zile, până când și Comuna Șugag va intra în discuție și va primi finanțare pentru, tot pentru măsura 3.2.2, e vorba de alimentări cu apă, canalizări și drumuri. Pe scurt, dacă am înțeles bine, toate documentațiile, indiferent că sunt de administrație publică locală sau de oameni care invoc să investească în agricultură, trebuie cu mine dumneavoastră, dumneavoastră le urmăriți dacă sunt în regulă și dați avizul dați un dovedere sau... Exact, asta facem. Sunt și în comitetul de selecție la nivelul Ministerului Agriculturii,
Sunt vicepreședinte al Comisiei de Selecție, unde acolo practic e partea finală înainte de contractul de finanțare, care se semnează de către agenția noastră regională și beneficiarul fondului proiectului respectiv. Deci, vă spun, este o responsabilitate foarte mare și o atenție foarte mare în același timp, pentru că e vorba de bani la mijloc și nu orice fel de bani. E vorba de bani europeni care sunt foarte urmăriți, nu numai de instituțiile noastre interne, publice, e vorba și de instituțiile europene, care stau grămadă peste noi. De pildă, acum avem vreo 7 misiuni care au venit toate la un loc, ca să ne verifice pe diferite domenii, unii pe achiziție, alții pe plăți, alții pe contractare, alții pe evaluare, să vadă în ce măsură noi ne-am îndeplinit misiunea care am avut-o de a respecta procedurile și recomandările Uniunii Europene. Pe scurt, de pildă, sănătatea noastră e foarte grea. Este. De pildă, săptămâna trecută am fost la Bruxelles legat-o de niște misiuni din acestea de audit, dar vom merge la Bruxelles și cu problema aceasta de negocieri în perioada, în faza a doua, 2014-2020, pentru a lămuri lucrurile și, bineînțeles, a elimina, dacă se poate spune, anumitele disfuncționalități inerente care apar într-un asemenea program de anvergură și, bineînțeles, să avem în vedere ca oamenii care lucrează în sistemul nostru, care au un volum extraordinar de mare, sunt foarte buni specialiști, noi îi chemăm și sâmbătă și duminica și nu reușim să îi stimulăm. Suntem singura agenție din țară care nu avem 70, care nu ne se acordă 70% pentru că lucrăm cu fonduri europene și din punctul acesta de vedere am și început un demers în Senat, unde a și fost aprobat, a fost adoptat amendamentul respectiv, urmează Camera Deputaților, să avem posibilitatea să stimulăm oamenii care lucrează, care au valoare, care sunt harnici, care sunt pricepuți. Deci trebuie să stimulăm valoarea acolo unde este ea, ca să folosesc un clasic în viață care spunea la vremea respectivă. Nu îl mai numesc, că pe urmă spune că fac plagiat aici. Da, e bine. Ziceți, da, bine. Eu am rămas surprins când am fost numit la o întâlnire la Ministerul Agriculturii, unde a participat și domnul ministru, actualul ministru Daniel Constantin și comisarul european Cioloș, Dacian Cioloș, când mai mulți fermieri au venit cunoscându-mă să spună că se bucură de prezența mea în cadrul acestei agenții, pentru că au un om de dialog în chestiunea aceasta, dar sunt nemulțumiți oarecum de faptul că, necunoscând activitatea noastră îndeaproape, ei credeau că noi suntem un fel de frână sau un fel de oameni care încurcă lucrurile atunci când se solicită aceste fonduri europene. Și am spus că nu este deloc așa, pentru că noi suntem singura agenție din România, unde am plătit deja 50% din banii care aveam noi de plătit. Deci dacă am avut 10 miliarde, noi am plătit deja 5 miliarde de euro, ăsta însemnând 50%. Avem contractat deja 75% din fondurile de absorție, iar cu ultimele sesiuni care le vom avea acum în luna noiembrie, noi vom ajunge la un grad de absorție de 98%, ceea ce este un lucru extraordinar. Dar minte, suntem singura agenție de fonduri europene din țară unde nu avem niciun fel de blocaj. Deci noi funcționăm în condiții normale. Toate agențiile au probleme acum. Au fondurile blocate, să mai discute cu Uniunea Europeană în condițiile în care ei trebuie să rezolve niște probleme și niște neclarități pe care le au, dar iată că noi suntem singurii care funcționăm și funcționăm foarte bine. Funcționați, dar știți, la nivelul țăranului care e acolo lângă pământ, asta nu se prea simte. Adică sigur că administrații publice, cum ziceți dumneavoastră, ați și enumerat aici câteva deja, a semnat niște contracte, niște programe, niște, o să meargă niște bani pentru sistemele astea de infrastructură, canalizare, așa mai departe. Agenția noastră fiind, nu, de plată pentru, mi-am notat aici de pe site-ul, pentru proiectele de investiții finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Dacă coborând de aici, de la agenție până la munca pământului, ce trebuie să fac omul ca să ajungă la dumneavoastră? Omul simplu, mă refer la cel care are 5, 10, 15, 20 de hectare, 50, care vrea să facă ceva. Eu chiar ieri am vorbit cu un om care investește în agricultură și care până acum
nu a investit, nu a accesat niciun euro din fonduri. A făcut totul prin credite, cu bani proprii și așa mai departe. Asta de ce? Pentru că e eficient. Vreau un tractor, ce până îmi fac eu proiectul respectiv, până mă duc la un consultant, până mă duc la nu știu cine, mi-e trebuia un tractor acum și am preferat să apelez la un credit decât să merg pe fonduri europene. Durează birocrație, sunt lucruri pe care și dumneavoastră le știți foarte bine. Haideți să le, luăm pe rând. Să le luăm pe rând, că ați fost o întrebare cu mai multe răspunsuri. Da. În primul rând, trebuie să recunosc că din partea agenției, și am avut o discuție cu toți colegii mei și chiar și cu colegii din Secretaria de Stat din Ministerul Agriculturii, că am avut o perioadă, un fel de lipsă de comunicare. Aceste informații trebuie să ajungă la beneficiari. Deci în mediul rural, la cei care chiar ar fi meritat să primească aceste fonduri europene. Din păcate, am rămas într-un cont de discreție totală și oamenii, nefiind informați, categoric n-au avut curajul, neexplicându-le exact care sunt avantajele și care sunt dezavantajele și ce au de făcut, oamenii temători, așa cum suntem noi de obicei, mai ales în mediul rural, cu bun simț așa și bine crescut, n-au avut curajul să vină să întrebe ce trebuie să facă. Noi, la nivelul agenției, și pe urmă să revin ce trebuie făcut în continuare, la nivelul agenției am luat această măsură de a investi o parte din banii care tot a Uniunii Europene, să facem acele caravane. Să facem acele colective de lucru în care să meargă în fiecare localitate, în fiecare sat, în fiecare cătun, să le explicăm oamenilor ce ne așteaptă în partea a doua, câți bani ne vin, pe ce măsuri și, bineînțeles, care sunt avantajele de a accesa aceste fonduri europene și, bineînțeles, de a-i ajuta efectiv în realizarea acestor proiecte. Bine, nu noi neapărat, pentru că nu avem voie să ne implicăm în treaba aceasta, dar prin instituțiile care le avem la nivelul județului, eu știu, la nivelul local, la nivelul primăriei, putem să punem la dispoziție toate informațiile necesare și materialele de lucru ca oamenii să fie înștiințați, să vină în contact cu aceste informații de care au nevoie. Aveți dreptate. Datorită faptului că au fost depuse foarte multe cereri de finanțare pentru obținerea acestor fonduri europene, de multe ori, de 2-3 ori mai mare numărul decât fondurile care le aveam noi la dispoziție din partea Uniunii Europene, volumul de lucru fiind atât de mare, s-a întârziat foarte mult până când s-a ajuns la cererea de finanțare, la semnarea contractului de finanțare. Da. Și anume, de la conformitate, la evaluare, la selecție și până ajungeam la contract de finanțare, sigur, trebuiau parcurse cel puțin 7-8 luni sau un an de zile. Oamenii nemulțumiți pe bună dreptate, dom'le, eu nu vreau să stau un an de zile să-mi cumpăr un tractor pentru că mi-e întrebi în toamna aceasta. Eu vreau să stau 2 luni sau 3 luni de zile. Din punctul acesta de vedere, am discutat și am și informat pe cei în drept că vom face o notificare la Uniunea Europeană în care vom spune ca selecția acestor cereri, conformitatea lor, vom face numai în funcție de volumul de fonduri care vor fi acordate pentru măsura respectivă. Eu vă dau un exemplu la nivel de țară și dacă vezi la nivel de județ, unde pe măsura 112, instalarea tinerilor în mediul rural, unde se dau cei 40.000 de euro și trebuie îndeplinite niște condiții, aici le știu toți foarte bine cei care solicită. S-au depus la nivel de țară 22.700 de cereri. Din cele 22.700 de cereri, noi am evaluat până acum vreo 9.500 de cereri. Fondurile alocate pentru această măsură sunt de 388 de milioane de euro. Deja, pentru ce perioadă? Nu, pentru perioada, pentru sesiunile care le-am avut noi până acum. Deci perioada 2012. Da. Din cele 388 de milioane de euro, practic 200 și ceva de milioane deja s-au evaluat prin cele 9.000 și ceva de cereri. Până la nivelul de 388 de mii, probabil că vor mai fi vreo 3.000-4.000 de cereri. Vom ajunge la 13-14.000 de cereri. Iată că
celelalte cereri care nu vor intra la finanțare, de 9.000, 10.000 de cereri, noi le-am evaluat. Noi le-am asigurat conformitatea, le-am evaluat, le-am și selectat, numai că ele nu intră la plată pentru că nu am suma necesară. Taumând, nu? Ele vor fi în așteptare. Și în măsura în care, în perioada următoare, 2014-2020, unde se vor acorda în continuare bani pentru acești tineri, sigur, ele vor fi luate în calcul și vor intra la finanțare. Categoric, trebuie făcute niște modificări, poate în punct de vedere al afacerilor, a planului de afaceri. Vor fi modificări din punct de vedere al autorizațiilor, că nu vor mai fi valabile la vremea respectivă. Dar ele nu vor fi pierdute. Dar haideți un pic pe tema asta, că e chiar interesantă și să știți că nu știu mulți tineri treaba asta. Ei aud așa vag, sunt reticenții. Cum îi convingeți cu aceste fonduri europene pe tinerii de la țară să întoarcă acasă și să-și întemeze acolo o mică afacere? Pe domnul Popi, eu nu trebuie să-i mai stimulez, nu trebuie să-i mai informez. Din moment ce eu am număr de cereri de 3 ori mai mare decât am fondurile alocate pentru măsura respectivă, vă dați seama că nu mai are rost să vin să mai fac informări sau să mai aduc la cunoștință, pentru că el știe deja. Nu știe. Și oamenii știu. Ba, știu. Nu știu. Uitați, eu am un ficior tânăr în care, și uite, eu nu știu, eu pot am pământ la țară și vreau. Ce facilități îmi oferiți ca să meargă lui? Să meargă să facă ceva la țară, să investească. Deci, în primul rând... Ce condiții trebuie să îndeplinească? Trebuie să îndeplinească niște condiții stricte. Și anume că el trebuie să aibă terenul în mediul rural, să fie proprietar sau să fie închiriat sau comodat sau 5-10 hectare, concesionat din altă parte. Deci el trebuie să facă dovadă, în primul rând, că are cel puțin 6 unități economice. 6 unități economice de dezvoltare economică, asta înseamnă o unitate de dezvoltare economică trebuie să aibă 1200 de euro. Deci trebuie să aibă și pământ, trebuie să aibă și vaci, trebuie să aibă și oi, trebuie să aibă și vie, trebuie să aibă și stup de albine. Toate treburile astea, ele sunt cuantificate în niște procente din acestea de punctaj și adunate, el trebuie să aibă 6 unități de dezvoltare economică. Nu m-ați lămurit. Nu te-am lămurit pentru că e foarte greu sistemul. Păi și atunci? Deci dacă nu are cele 6 unități de dezvoltare economică, ca el să mă convingă că prin banii care îi dau eu de la Uniunea Europeană, el îți dezvoltă afacerea în continuare, ajungând la 14 unități de dezvoltare economică, UD-uri, așa le folosim. Păi să dezvolte sau să înceapă? El de aici trebuie să înceapă. El trebuie să aibă, în momentul în care îi dai eu banii de la Uniunea Europeană, care e o condiție necesară și obligatorie, el trebuie să aibă teren, trebuie să aibă vaci, trebuie să aibă porci, trebuie să aibă oi și așa mai departe. Și dacă are numai teren, are, nu știu, 50 de hectare. Dacă are numai 50 de hectare, niciun fel de problemă. Deci nu e obligatoriu să aibă toate acestea la un loc. Poate să aibă și numai teren. Bun, dar unitățile astea trebuie să ajungă la 6 unități de dezvoltare economică. În termeni de teren, ce înseamnă 6 unități de dezvoltare economică? Câte hectare de teren? Că n-am vaci, n-am oi, n-am capre, n-am stupi. Am numai teren. Ca să cumulez 6 unități. Deci dacă aveți 50 de hectare de teren, e suficient. Pentru asta e minimum? Minimum, da. 50 de hectare. Da. Ca să puteți... n-am nicio șansă. Nu. Nu, pentru că astea regulile nu le facem noi. Am înțeles. Regulile sunt stabilite pe memorandum cu Uniunea Europeană. Sunt niște reguli foarte bine stabilite. Omul trebuie să lucreze în mediul agricol. Să-mi facă dovadă că ultimele 12 luni a lucrat la o fermă și a acumulat experiențe și are cunoștințe despre ce înseamnă agricultură și așa mai departe. Deci lucrurile acestea trebuie obligatorie și trebuie să aibă și pregătire. Un liceu trebuie să aibă școală personală, domeniu. Haideți să vă spun un lucru. Nu sunt niște condiții ori. Să dau un exemplu, nu știu, vine acum în minte. Un cioban care a crescut la oi de mic, are 300 de oi, 400, n-are liceu. Dar știe să facă brânză mai bine decât alții 10 cu... Și are și stână, are tot ce-i trebuie și vrea să acceseze fondurile europene. Dacă vrea să acceseze fondurile europene, merge pe măsura 141. Pe asta mai susținerea agriculturi de subsistență, unde sunt numai 7.500 de euro și 1.500 de euro pe fiecare... Și la tineri până la ce vârstă?
Tineri până la 40 de ani. Până la 40 până de ani. Până la 40 de ani, obligatoriu. Nu spui că multe condiții, deja m-ați... Eu dacă aș avea 39 de ani, aș face un pas înapoi. Vedeți, prima dată, când se făceau, de pildă, noi am avut înainte de programul FEADER, Fondul de Economie de Dezvoltare Agricolă Europeană, deci aveam SAPARDO. Da, până în 2006. Până în 2006, vedeți că știți. 2007. Și atunci, acest SAPARD, am avut dosarele cam atât. Pur m-au venit cei de la Uniunea Europeană în control și în verificare. Și am mai cerut un document, și am mai cerut un document, și am mai cerut un document, și acum proiectele care trebuie făcute pentru obținerea acestor fonduri europene este foarte mare, foarte stufos. Și noi suntem uneori nemulțumiți, pentru că e un volum de muncă extraordinar de mare. Vreau să vă spun că oamenii lucrează și uneori și sâmbătă și duminica când avem aceste sesiuni de depunere, dar nu avem ce face pentru că nu noi dăm comanda, pentru că dă comanda cel care plătește. Mi se pare firesc. Dar revenind un pic la unitatea asta economică, cum se socotește ea? Valoric sau... Valoric, da. Și cât e unitatea asta? 1200 de euro. 1200 de euro? Da. Da. 6.000, da. Am priceput acum. Indiferent ce ai. Dar să ai ceva care să deci, să ajunge. Pentru că noi facem coeficientul de transformare. Și, sigur, la pământ e 0,1 și nu știu cât. La bovină adultă e 0,5 și... Asta am priceput. Uitați, vedeți, 1200 de euro, 6,7. Trebuie să am proprietate în valoare de 7200 de euro minim. Exact. 39 de ani. Da. Astea sunt două condiții. Exact. Maxim 39 de ani. Sub 40 și de la 18 în sus, nu? Da. Să am studii, măcar liceu. Liceu trebuie. Măcar liceu. Mulți mi-au ridicat problema și n-am... Adică nu pot să rezolv această chestiune tot în negocieri cu Uniunea Europeană. Că cei cu școală profesională, de ce nu pot accede? Aici chiar e o problemă. Să știți că sunt oameni la țară care știu să lucreze foarte bine și n-au făcut. N-au, mă rog, au rămas acolo. Deci sunt nemulțumiri și din partea noastră. Pentru că chiar e o chestiune care nu și are logica. Eu nu văd logica. Dar, v-am spus, încă o dată, nu noi suntem cei care dăm banii respectivi și trebuie să ne conformăm și să respectăm întocmai recomandările lor și procedurile care vin de la ei și, bineînțeles, ghidul pentru fiecare măsură care este orientativ și care trebuie să respecte exact ce se cere. Ascultați-mă, domnul Popa, eu am 39 de ani, am liceu și am și 7200 de euro. 6 unități. Și vin la dumneavoastră, la agenție și zic, eu vreau să fac o afacere în domeniul agricol. Dumneavoastră ce îmi ziceți? Deci eu vă iau la analiză, pentru că așa e democrație, toată lumea trebuie, are voie să depună proiectul. Așa, proiectul, pe cum îl fac proiectul? Proiectul aici trebuie să merge de la un consultant. Consultant. Sunt foarte mulți consultanti de specialitate, unii mai buni, unii mai puțin buni. Știți dumneavoastră, orice pădure există și... Nu, aici consultanții ăștia nu ar putea fi, că ăștia sunt un fel de intermediari între fondurile europene și... Deci sunt consultanți privați care fac aceste proiecte. Da, dar știți proiecte? Că ăștia mulți dintre ei fac numai spăguboși pe undeva pentru agricultori. În sensul, serios, eu vă spun că... Zic că râd și zâmbesc și dumneavoastră aveți dreptate. Da, spuneți ideea până la capăt. În sensul că merge omul, ia nu știu cât cu nu, că ia un comision din proiect, face proiectul, dar ia comision indiferent că merge, trece sau nu trece. Asta este partea proastă a lucrurilor. Deci ei încasează banii de la început, nu-i mai interesează dacă proiectul respectiv este conform, dacă este eligibil sau neeligibil, el își ia banii, pleacă și la revedere. Și își ia comision din valoarea proiectului. Din valoarea proiectului, sigur. Bine, acolo lucrurile sunt foarte clare, sunt stabiliți niște indici foarte clar că trebuie să ia de la fiecare proiect, deci nu cât oricât vor ei. Păi nu cât vor ei, dar e foarte important pentru omul de este la țară că, care pornește pe drumul ăsta și dă niște bani și nu e sigur dacă își face... Asta e. Pe de pildă, dacă la nivelul județului Alba s-au depus 2000 și ceva de cereri de finanțare. Da. Pe măsura 112. Da. Din cei 1000, din 2000 și ceva, nu intră la finanțare decât vreo 600-700. Nu vedeți? Din restul, mai puțin de jumătate. Restul rămâne în așteptare. Da. Și așteaptă când? Nu mai avem sesiune. Anul acesta s-a terminat. Și așteptăm 2014.
Dar o să revin eu la chestiunea aceasta, că mai există o soluție pe care o să o discutăm și chiar vă rog și pe dumneavoastră să susțineți demersul acesta, în sensul în care oamenii trebuie să înțeleagă că sunt și alte oportunități la care ei trebuie să apeleze. Bun, uite, asta mai trebuie să luăm o pauză promoțională și revenim. De acord. Am revenit alături de subsecretarul de stat din Ministerul Agriculturii, domnul Nicolae Popa, și eram la discuțiile astea cu țărani, consultanță, proiecte și așa de departe. Dumneavoastră ziceați că o să faceți un demers pe tema faptului că ar mai fi și alte oportunități, nu pentru... Da. Noi, în momentul de față, pentru grupurile de AXA 4 Lider, grupurile de acțiune locală, care funcționează. Da. Și funcționează foarte bine pe la Ciugud, unde avem un primar de isprav acolo. Da, domnul Damian. Da. Domnul Damian. Dar sunt și în zona Cugirului, sunt și în zona Montană, Galuri. Grupurile acestea de acțiune locală au o importanță deosebită. Pentru că și ele, la rândul lor, noi le-am acordat, Uniunea Europeană, le-a acordat peste 500 de milioane de euro. Bani care trebuie folosiți. Și pot fi folosiți în toate direcțiile. Și pentru comune, și pentru 112, deci tinerii aceștia care spuneam eu, și pentru 313, pensiunile turistice, și pentru 121, dezvoltarea agriculturii în domeniul zootehnic și vegetal, deci pentru toate măsurile. Ce trebuie făcut aici? Trebuie să respecte condițiile respective, care, mă rog, sunt precizate de Uniunea Europeană. Trebuie să se afilieze mai multe comune pentru galurile acestea. Și ce este important și trebuie reținut, noi nu putem finanța prin grupul acesta de acțiuni locale toate măsurile de care vă spuneam, inclusiv 112, nu putem finanța mai mult de 200.000 de euro. Dar mi se pare o chestiune rezonabilă. Asta e suma maximă pentru un proiect, nu? Iar acest program lider pe grupurile de acțiune locale poate să continue și în perioada 2013-2014, când ar veni o perioadă de pauză până când noi negociem cu Uniunea Europeană pentru a finaliza acțiunile perioadei 2014-2020. Asta referiți la asociații de-astea cu genul Țara Seca și lucru, nu? Da. Asta vreau da. Să vă spun un singur lucru și foarte important. Aceste grupuri de acțiune locală vor avea o importanță deosebită în perioada de după 2013, deci 2014-2020, când ele, datorită acțiunilor lor, vor deveni un fel de mini-agenții de finanțare a acestor beneficiari care vor solicita fondurile europene, dar și pentru comunitățile locale. Vă spuneam că 3-2-2, știți, limita este, merge până la 4 milioane de euro. Dar prin ei se pot dezvolta mai multe proiecte din acestea pentru comunitățile locale, pentru un drum, pentru un cămin cultural, dar nu pot merge decât până la 200.000 de euro. Asta este limita care au stabilit-o cei de la Uniunea Europeană și nu ne putem abate de la ea. Am înțeles. Acum că o să încheiem, o să punem punct subiectului acesteia și o să abordăm altele. Noi, dacă considerați că telespectatorii consideră interesante lucrurile acestea, noi vom mai putea avea întâlniri în care să le comunicăm și să le oferim informații oamenilor. Am constatat, sigur, nu vreau să blamez colegii, pentru că sunt colegii mei și trebuie să țin la ei, pentru că asta este rolul meu și trebuie să-i respect și eu sunt foarte mulțumit de ceea ce au făcut ei, pentru că, vă spuneam, noi ajungem la un grad de absorție de 98%, nu s-au făcut din senin sau din ceruri, da. S-au făcut prin munca lor și prin priceperea lor și hărnicia lor. Trebuie să-i laud, dar mai avem și oameni care uneori, din exces de zel, au un alt comportament nefiresc față de fermieri, față de cei care solicită. Și am avut discuții, videoconferințe cu ei, le-am spus foarte clar. Fermierii, toți cei care solicită fondurile europene, ne sunt parteneri. Sunt oamenii pe care noi trebuie să-i avem alături, trebuie să-i servim,
Trebuie să răspundem la solicitare, să-i ajutăm, pentru că în fost și la urma urmei, noi suntem plătiți din taxele și din impozite care le plătesc ei. Ne ajutăm și pe noi. Unii confundă treaba aceasta, domnule, eu sunt agenție, numai eu sunt cel mai tare, cel mai mare. Am spus să modifice mentalitatea aceasta și, bineînțeles, să-și schimbe atitudinea, pentru că altfel o să avem probleme. Dar ce aș vrea să vă mai întreb și mai apoi sărim la alte subiecte. La nivelul ăsta de firma asta de consultanță, statul, nu știu, agenția la care lucrați, Ministerul Culturii, în general, n-ar putea să facă ceva, nu știu ce să facă, dar în așa fel încât ori să le trieze, să le cumva, să le coordoneze activitatea, să le urmărească și să-i penalizeze, adică să nu facă ei chiar cam ce vor cu omul care vine și pe de altă parte să și informeze investitorul din domeniul agricol în așa fel încât să nu mai meargă, că mulți merg la o firmă asta consultanță și se uită ca vițelul la poarta nouă, că nu știu. Ăsta e adevărul. Da. Și merg la specialistul respectiv de la consultanță care de-abia așteaptă plăcinta sau cum se spune, îi ia la om, îi face și după aceea ia comisionul și îi lasă cu ochii în soare. Da. Nu, aveți dreptate. Ce se întâmplă? Eu am propus la nivelul Ministerului Agriculturii să facem un fel de selecție. Deci întrebarea dumneavoastră este perfectă și pertinentă și foarte bine că ați deschis subiectul acesta, pentru că eu l-am abordat la numirea mea în funcție. Și anume, să facem o selecție a celor care au rezultate și care au experiență și care chiar își fac treaba cum trebuie și că nu îmi bătai de joc și nu să-și bată joc de cel care le solicită serviciile. Și foarte scurt ar fi să-și ia comisionul ăla, să fie unul de bun simț, dar în momentul când proiectul trece. Da. Vedeți, unii practică treburile acestea, unii nu. Dar eu nu pot să fac, mi s-a explicat și am înțeles, că am discutat și eu cu juriștii, treburile private, treburile interne a unei firme și dacă noi am face o selecție în aceasta și am pune pe un site numele acestor firme la care să se adreseze agricultorii noștri, ne-ar da în judecată cei care n-ar apărea. Nu, dar știți ce ați putea face pe de altă parte? Știu ce zice și aveți dreptate. Da, ne dăm în judecată. Deci, domnule, dumneata, de unde știi că eu nu sunt muncașul? La administrațiile locale, la primării. Îmi stârbești imaginea. Dar la primării, la mediul rural, acolo oameni care să poată să informeze pe țărani, pe localnici, să le dea informații și în același timp să le dea și consultanță. S-ar putea, cred că, face așa ceva în timp, nu mâine, poimine. În așa fel încât, că știți ce înseamnă firmele astea consultanță? Poate dumneavoastră o să ziceți că n-am dreptate. Un fel de căpușe. Un fel de căpușe. Că până un rău necesar. E un rău necesar. Fără ei nu putem accesa fondurile europene. De ce fără ei nu? Statul nu se poate implica în chestiunea aceasta de consultanță, pentru că el are alte atribuțiuni. Nici nu avem oameni, nu avem sumele necesare pentru treaba aceasta. Și însăși modelul acesta de accesare a fondurilor europene are prevăzut în statutul acestora prezența acestor firme de consultanță care sunt de regulă firme private și care s-au modelat așa și s-au căpătat experiența în funcție de cum au venit aceste fonduri europene. De la fondurile SAPAR și până în zilele noastre. Nu știu, câteodată ai senzația că și proiectele astea se fac atât de drumul așa de întortocheate până în tocmii un proiect ăsta, încât ai senzația nu trebuie să facă tot. Deci, trebuie să facă numai 2-3 care aveți dreptate. Au relații. Aveți dreptate. Însă și instituțiile statului ne creează greutăți. Și trebuie să o spun cinstit că nu e niciun fel de secret. La vremea respectivă, când am mai avut și eu de face cu treaba aceasta, mergeam la unele instituții care să-mi dea autorizațiile respective și aprobările legale și stăteai o săptămână, stăteai două săptămâni, în condițiile în care putea să rezolve problema în două zile. Și oamenii sunt supărați, pe bună dreptate. Dom'le, suntem plimbați prea mult de la o instituție la alta până când primim aceste autorizații, care sunt obligatorii pentru a le depune la dosar de finanțare. Bun, bine, haideți să lăsăm agricultura. Am o siguranță că dumneavoastră o să mai avem discuții și pe teme. Asta cred că și chiar interesează pe foarte multă lume. Noi chiar ne-am propus. Mâine o să fiu la
altă televiziune la Viața Satului, unde vom prezenta câteva din aspectele acestea, dar chiar ne-am propus și vă rugăm și pe dumneavoastră, în măsura posibilităților care le aveți, să informăm populația, să informăm pe cei interesați pentru a intra în posesia acestor fonduri europene. Este foarte important și aveți dreptate. Marea majoritate încă nu cunosc elementele necesare pentru a solicita aceste fonduri europene. Cu siguranță că o să răspundem afirmativ cererii noastre și o să mai fie emisiuni în cadrul Alba TV pe tema pentru că înseamnă fondul european. Dacă tot închem subiectul acesta, da. Mulți m-au întrebat ce caută popa la București? Ce i-a trebuit Bucureștiul și asta? Bine, cunosc Bucureștiul și s-o obișnuit cu miticii, deci niciun fel de problemă. Da, da, da. Dar am făcut-o pentru județul Alba și pentru oameni. Să le vină în ajutor, bine, da. Să le vină în ajutor, să îi sprijin efectiv și să fiu aproape de ei pentru a rezolva exact aceste probleme pe care le-ați ridicat dumneavoastră. Dacă vă veți implica și veți reuși să faceți aceste lucruri... Fără niciun scop de altă natură, mai ales că eu nu candidez pentru nimic, așa că o fac pentru că mă simt obligat față de oamenii care m-au susținut și care m-au sprijinit întotdeauna de a ajunge într-o asemenea funcție. Domnul Popa, nu sunteți un samaritean. Sigur că poate peste 4 ani sau 8 ani poate veți vrea să mai candidați la Parlament, dar e posibil, important e să faceți un lucru bun care exact, să... Și dacă exact. Îl faceți, după aceea mai vedeți dumneavoastră. Nimeni nu face... Și fără culoare politică. Vreau să exemplific aici Rădeștiul este la alt partid. N-a ținut cont, da. Unirea este la alt partid. Dar dacă ei au întâlnit condițiile, dacă ei au avut punctajul respectiv, eu nu pot să fac debagări din acestea, domnule, nu-i dau că... În primul rând că nu este moral. Nu în este orice corect. Caz, dacă a simplificat drumul ăsta al proiectului spre finanțare și nu numai la administrații locale, ci și la oameni, la fermieri care chiar ar vrea să facă, au posibilitatea, dar nu știu cum să facă, n-au informația și nu cunosc drumul ăsta, care e foarte întortocheat. Sunt convins că o să fie, pentru că ăștia până la urmă nu se mai ajută statul, lucrează, o să aibă ei și se dezvoltă. Nu mai nicio... Ei plătesc la asta, nu? Impozite, taxe și așa mai departe. Va fi greu. Va fi greu. Deci, de ce să dă ajutorul acesta? Nu e ajutor, e un fond european care ni se cuvine nouă României. De ce? Pentru a ne sprijini efectiv în dezvoltarea agriculturii. Sunt tot bani pe care și noi cotizăm acolo. Bun, dar îi dăm înapoi acum, nu crede dumneavoastră că noi... Păi da, noi înapoi. Nu pică, nu plouă. Că toată lumea credea că ei vin gratis. Da, de unde? Noi nu-i dăm acum, dar îi dăm anual. Noi avem o cotă anuală de... Sau cerca... Până acum, până recent, dădea mai mult și luam foarte puțin, nu? Asta e problema. Dăm în jur de 3 miliarde de euro pe an, care e problema. Asta e. Nu sunt bani picați nu. Deci tot noi îi suportăm. Exact, exact. De aceea trebuie să-i folosim cât mai judicios, cât mai eficient. Cât mai mult. Ca să, și să cerem cât mai mult ca să ajutăm să ieșim din zona aceasta de subsistență a agriculturii românești. Corect. De pildă, noi ne-am confruntat anul acesta cu problema aceasta a irigațiilor. Noi nu mai avem irigații. La nivelul României, pe 100.000 de hectare. Ce să faci cu 100.000 de hectare? Acum ne-am hotărât, am luat bani din altă parte și așa. Dăm 60 de milioane de euro. Nu e mult, dar e o rezolvare. Dăm 60 de milioane de euro pentru a pune la punct instalațiile acestea de udare, care mai sunt funcționale, să fie modernizate și să aducem niște utilaje performante. După care, în perioada 2014-2020, împreună cu conducerea Ministerului, cu domnul ministru Daniel Constantin, am hotărât să asigurăm sumele necesare pentru încă 800.000 de hectare. Avem noi o parte, aproape 500 de milioane, 700 de milioane, agenția noastră va derula sumele pentru irigații. Vrem și pe fondurile structurale de la alte agenții. Da, astea 800 de mii de hectare, da. Câte a zis, astea, e inclusă și o porțiune din Ardeal, Transilvania, că nu știu, parcă nu da, mai... Da. Deci, parcă mai degrabă era sudul. Mă angajez eu că Ardealul va fi prezent în treaba aceasta, dar pentru lucrul de care amintea dumneavoastră trebuie să ne pregătim. Nu suntem pregătiți pentru treaba aceasta, că se vor da la anumite asociații. Se numește Organizația Udătorilor de Irigație. Da. De apă pentru irigație. Și atunci trebuie să pregătim acestea. O să mă ocup eu de treaba aceasta. De aceea
De aceea am mers acolo să pregătim oamenii să cunoască toate dedesubtele acestea pentru obținerea de fonduri europene. Și mai mult de atât, fiindcă ne pregătim de viitor, în toamna aceasta mai scoatem două sesiuni pentru accesarea fondurilor pe măsura 1-2-1 pentru fermele de vaci de carne, unde vom acorda circa 180 de milioane de euro. Noi nu avem carne de vită. Europa nu are carne de vită. Și ne gândim foarte serios să susținem aceste ferme de vaci de carne ca să putem să acoperim nevoile țării și, bineînțeles, ale Europei. Și o altă măsură foarte importantă pentru legumicultori și pentru cei care au plantații de pom fructifer, avem o măsură unde vom asigura, știu, 130 de milioane de euro, unde vom încerca să construim acele depozite frigorifice, depozite de condiționare, de ambalare și așa mai departe, la marginea marilor municipii, la marginea marilor orașe. Depozite de legume și fructe, ca ele să nu mai fie duse în piață imediat cum se recoltează și le dăm de-a valma fără prețuri, fără absolut nimic. Și pierd legumicultorii. Deci vrem să asigurăm acești bani, să merge până la 3 milioane de euro pe un depozit din acesta, cu finanțare de 70% din partea Uniunii Europene și 30% din partea celor care participă la treaba aceasta. Deci aici trebuie să intervină asociațiile de legumicultori, asociațiile celor care sunt cultivatori de au plantație de pom fructifer, în așa fel încât să pună mâna pe acești bani, pentru că știți cum e, ultimul tren. Și dacă n-ai apucat ultimul tren, rămâi de... Și pe de altă parte, acum am venit în mine, în minte, e foarte important să fie ajutați agricultorii români ca să facă agricultură de performanță și să se dezvolte. Și pentru că altminte, și dumneavoastră sunteți un specialist în domeniu și știți mai bine decât mine, vin foarte mulți cetățeni străini, toată stima pentru ei, și cumpără cu sutele de hectare și cu miile și n-ar fi niciun fel de problemă dacă banii rămâne aici. Dar ei pleacă cu ei dincolo și cu marfa. Și suferă românul până la urmă, nu-i așa? Aici am o rezervă. De ce? Pentru că legislația noastră prevede ca ei se poate concesiona, se poate închiria, se poate lua în arendă de teren. Nu are voie să cumpere. Wow, și deci, nu, nu. Până în 2014 n-au voie să cumpere. În 2014 mai vedem dacă o să dăm noi legislația. Prin Banat și prin Sud, N-au cumpărat. Dacă au cumpărat, au cumpărat prin firmele acestea, fantome interpuse, da, exact, care unde sunt acționarii români. Dar nici într-un caz n-au cumpărat pe numele lor. Deci, orfi, aici nu mai e treaba noastră, e treaba altor instituții. Bun, să trecem de la agricultură la istorie, cu speranța că agricultura nu va rămâne în istorie. Agricultura românească va merge mai departe și nu va fi de domeniul trecutului. Și sunt convins că nu va fi așa, pentru că agricultura e, cred că, la actuală și a fost și înainte, principala ramură economică a țării. Absolut. Altă industrie care, din păcate, acum la noi industria e la pământ. Asta trebuie să fie. Bun, și vorbim de Monumentul Unirii, dumneavoastră faceți parte, Comitetul de Inițiativă, nu? Și mi-a spus înainte de a intra în emisiune că aveți noutăți. Despre ce e vorba? Păi, știți, lumea ne judecă după faptele noastre. Și dacă mi-aduc aminte, am fost într-o emisiune la dumneavoastră aici și am prezentat demersurile noastre cu privire la înființare și gândurile noastre. Eu v-am promis atunci, eu în general sunt un om al faptelor, am promis atunci că voi mai veni din când în când să informăm pe oameni să nu rămână dezamăgiți. Și, mă rog, cu această nemulțumire, domnule, vin, se apucă de o treabă și nu finalizează. Deci noi suntem într-o fază normală, aș putea spune. Deci vă spunem atunci, odată cu constituirea Comitetului de Inițiativă, ne-am împărțit sarcinile și fiecare ne facem treaba așa cum trebuie, în așa fel încât să ne încadrăm în graficul pe care l-am stabilit noi. Noi am propus și ne-am propus, ca să spunem așa, ca până la sfârșitul anului să înceapă lucrările. Și cred că vom reuși treaba aceasta, pentru că avem primăria de partea noastră. De fapt, domnul primar Hava a fost întotdeauna de acord cu
această idee, cu construirea acestui monument a Unirii, și trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului. Deci niciodată nu s-a opus. În Comisia de Urbanism s-a aprobat deja amplasamentul acestui monument a Unirii. El se află undeva între Fântâna Arteziană și Catedrală. Deci aici, de fapt, unde a avut loc Marea Unire, și aici un s-a strigat de ce 100.000 de români, noi vrem să ne unim cu țara. Pe de altă parte, eu fiind la București, am avut posibilitatea să îl contactez pe marele sculptor Buculei, care a fost câștigătorul concursului care s-a organizat aici la municipiul Alba Iulia cu mulți ani în urmă pentru proiectarea acestui monument. Și totodată, alaltă ieri, am avut o întâlnire cu sculptorul Buculei și cu marele academician în istoria artelor, domnul Răzvan Teodorescu. Un om de o educație aleasă, un istoric care nu a fost să impuți absolut nimic. Și am discutat despre Monumentul Unirii. Pentru că am mai avut pe linia aceasta anumite obiecții din partea unor președinți de asociații și societăți cultural-patriotice, care spunea că e prea simplu, adică nu simbolizează mare lucru. Monumentul care, mă rog, a fost câștigător la vremea respectivă a concursului respectiv. Și atunci am convenit împreună cu sculptorul respectiv, cu domnul Buculei, cu domnul Răzvan Teodorescu, domnul academician, să adăugăm la complexul acesta monumental și alte lucruri care să nobileze. Adică monumentul acesta trebuie să fie un monument al izbânzii, un monument al bucuriei, un monument al speranței, un monument optimist, dacă vreți. Și asta le-am prezentat lor să se gândească și mi-au venit cu niște schițe unde eu am fost de acord. Rămâne ca săptămâna viitoare, domnul sculptor Buculei să vină în Alba Iulia, să discutăm la fața locului toate aceste elemente cu arhitecții care avem noi la nivelul municipiului. E vorba de domnul Străjan și de domnul Fleschin, care le și mulțumesc că sunt alături de noi și chiar au făcut planul urbanistic de detaliu. Am obținut și certificatul de urbanism, care este foarte important. Foarte important, este de fapt certificatul de naștere. Mai am o chestiune care probabil se va rezolva luna aceasta, să se aprobe în Consiliul Local, de către consilierii locali, și le mulțumesc anticipat pentru treaba aceasta, să aprobe legislativ, știți, consiliul care e un legislativ mai mic, așa, local, să mă aprobe legislativ. De ce? Pentru că începem să facem subscrierea publică. Cât la sută va fi și cât va fi cu Ministerul... Exact. Avem promisiunea Ministerului Culturii, nu Agriculturii, cât va contribui. El încearcă să sprijine treaba aceasta în jur de 50-60% din valoarea totală. Restul prin subscriere publice, dar vreau să vă spun că sunt foarte mulți oameni de bine, români adevărați, care sunt în partea de sud și sunt din Ardeal, dar simt ardelenește, sunt adevărați români, care vor să sprijine și să participe la subscrierea aceasta cu sume, sigur, în funcție de cum își permite fiecare. Dar vă spuneam, tot cu prilejul acesta, vom încerca în toamna aceasta să îl aduc și pe domnul academician Răzvan Teodorescu, poate într-o emisiune a dumneavoastră, să... El ține foarte mult la Alba Iulia. Pentru că aici e cea mai multă istorie și este legat. Și chiar participă nemijlocit. Dar dânsul e retras acum, nu are o funcție publică? Nu, e retras. El e retras, e profesor universitar, mă rog, are chestiunea acestea. Dânsul cu sufletul, cu argumente, da. El va veni alături de noi și ne va susține în, cum să spun, în finalitatea proiectării acestui monument, care, v-am spus, eu, după părerea mea, va arăta extraordinar. Extraordinar. Și dacă începe, pentru că, pe lângă cupola cu cele patru laturi, care reprezintă cele patru provincii, da, în bazorelief noi se vor prezenta toate aspectele la Unirii și oamenii care au participat la vremea respectivă. În fața lui vom așeza un soclu de înălțime de 2 metri, pentru că monumentul va fi de vreo 25 de metri, dar un soclu de 2 metri în care vor fi așezați pe cal
regele Ferdinand și regina Maria, iar în partea din spate soldatul necunoscut, iar pe părțile laterale vor fi reprezentanți înaintașii noștri care au citit moțiunea și care au participat la Marea Unire. Am înțeles. Și dacă începe la sfârșitul acestui an, cam când credeți că se va tăia panglica? Mulți spuneau că, domnule, mai avem timp până în 2018, până se împlinesc 100 de ani de la marele eveniment al neamului românesc. Eu nu am răbdare. Eu vreau în circa 3 ani de zile, maxim 3 ani de zile, să finalizăm această lucrare. Și dacă voi mai fi în funcția respectivă care o am acum, și dacă va mai rămâne domnul Hașute acolo ca ministru al culturii, eu garantez albaiulenilor și tuturor locuitorilor de județul Alba că ne vom încadra în termenul acesta de 3 ani de zile. Va fi unicul monument al Unirii din România, pentru că am mai avut unul în Moldova, la Chișinău, care a fost dărâmat și rămășițele lui se află pe undeva pe nu știu ce muzee, și vrem să construim în cel mai scurt timp, exact cum spunea domnul academician Răzvan Teodorescu, altarul Unirii. Va fi altarul Unirii Românești. Frumos. Să dea Dumnezeu să fie așa și dacă dumneavoastră promiteți, vă și țineți de cuvânt, mă gândesc. Acum, pe final, să nu avem niciun fel de îndoială. Nu. Mai ales că ne cunoaștem de mult timp și dumneavoastră știți foarte bine că sunteți un om care, dacă zice ceva, și face. Acum, sigur, în măsura în care îi permite și politica. Că... Bun, pe final, am adus aminte de politică, PNL Alba e prima funcție politică. Tehnica asta a căzut, ne-a căzut vorbitorul, știți? Microfonul, da, bun. Da. PNL Alba e prima organizație a județului care și-a făcut cunoscuți candidații pentru alegerile parlamentare, 3 din 4, am înțeles, urmând ca delegația permanentă, nu la nivel de conducere centrală, să dea undă verde. Și aici, la colegiul numărul 1, cel puțin, a fost o surpriză, oricum, așa a văzut-o și așa este până la urmă mass media, anume că deputatul Călin Potor a pierdut în fața Angelicăi Mocan, care a fost desemnată de conducerea organizației județene de partid, candidată pe colegiul numărul 1, Alba Iulia. Asta cum comentați? Sunteți liberal până la urmă. Da, deci trebuie să recunosc treaba aceasta și nu mă dezic niciodată. Pentru că în funcția aceasta am fost susținut și sunt susținut de Partidul Național Liberal. Da. Deci de aceea vreau să și fac multe lucruri în județul nostru. Referitor la problema dumneavoastră ridicată, noi vrem să maximizăm scorurile în parlamentare. A zis că are șanse mai mari de a lua mai multe voturi? Noi nu mergem pe presupuneri sau pompieristii. Deci s-au realizat niște sondaje de opinie în care s-au prezentat mai mulți candidați, toți cei care au solicitat, și în urma sondajelor de opinie au reușit scorurile. Scorul a zis. Pentru fiecare candidat în parte. Scorul pentru fiecare candidat în parte. Și aici... Domnul Călin Potor a pierdut primăria, acum e din nou într-o situație, a pierdut și încă un nou mandat, adică cel puțin candidatura pentru un nou mandat. Și pe de altă parte, dacă ar fi să facem o glumă, tocmai cu Israel, în Partidul Național Liberal a câștigat o fostă social-democrată în detrimentul unui fost democrat liberal. Deci noi nu am mers pe apartenența politică, că a venit de acolo. Deci trebuie să ne înțelegeți. Vrem să mergem pe valoare. Vedeți, și nominalizările în instituțiile publice, am căutat să nominalizăm oameni cu experiență din domeniul respectiv, care să aducă un plus de valoare și care să nu se facă de râs în funcția respectivă, dar în același timp să ajute și județul și oamenii din mijlocul căruia face parte și în același timp să reprezinte județul cu cinste acolo la București. Am înțeles, eu vorbeam, așa ziceam, că doamna Angelica Mocan a fost înainte în PSD. Nu s-a avut în vedere apartenența politică. Noi am avut în vedere rezultatele sondajelor și rezultatele sondajelor nu ale noastre. Pentru că dacă le făceam ale noastre, puteam fi acuzat de subiectivism. Deci am pornit de la sondajele adversarilor noștri,
care, sigur, am intrat și noi în posesia lor, pentru că oricât de secret ar fi... mijloace, da. Numai, știți cum e secretul lui Polișinele? Numai el avea impresia că știe, dar știa de fapt tot satul. Bun. Și mai zicem că pe colegiul cu Gix Ladna a fost desemnat Mihai Nicușor, iar pe colegiul senatorial numărul 1, actualul lider al PNL Alba, Teodor Atanasiu, iar în privința colegiului Sebeș Blaj s-a... Lucrurile au rămas negociat în cu, însă am înțeles, o variantă de cu schimb cu PSD-ul, Aiudor Namure și deci pentru se discută noastră. Chestiunea aceasta, de a ceda colegiul nostru Blaj, pentru... Sebeș Blaj pentru partea cealaltă Aiud, Ogna Mureș, Târnava Mică. Și acolo, dacă ar fi să ne spuneți așa în premieră, cam cine credeți că ar fi să fie? Nu știu, să vedem candidații. Deci orice membru liberal are ranița lui bastonul de mareșal. Deci poate să participe la această competiție, dar, atenție, o spunem foarte deschis, la fel se va face în urma unui sondaj, în urma unui, mă rog, a unor aprecieri din acestea în care cel care va participa trebuie să scoată scorul maxim și, bineînțeles, să cunoască, pentru că și meseria aceasta de deputat, să vă spun, e foarte grea. Da, cel da, care și-o face, cel e, care și-o face cu sârguință și cu conștientate. Și... Bun, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația de a participa în studiourile Alba TV la emisiunea noastră. Vă urăm succes în activitate și să auzim de bine pentru agricultura. Să dea Dumnezeu să fie așa. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Vă dăm o nouă întâlnire la Controverse și până atunci vă spunem toate cele bune. La revedere!